Lecția 17, partea 1. Să începem lecția cu noile cuvinte. Ascultați și repetați. La forêt. Pădurea. Le champ. Câmpul. La plage. Plaja. Le lac. Lacul. La ferme. Ferma. Le camp. Tabăra. Le camping. Campingul. Le terrain. Terenul, domeniul. La tente. Cortul. La caravane. Rulota. Le sac à dos. Rucsacul. Le sac de couchage. Sacul de dormit. Le matelas pneumatique. Salteaua pneumatică. Le feu. Focul. Iată cuvintele noi în propoziții. Nous sommes dans la forêt. Suntem în pădure. Les hommes travaillent au champ. Bărbații lucrează pe câmp. Nos amis vont à la plage. Prietenii noștri merg la plajă. Je connais une belle ferme à la campagne. Eu cunosc o fermă frumoasă la țară. En été, les étudiants font souvent du camping. Vara, studenții pleacă deseori cu corturile. Le terrain de ce camping est très grand. Terenul acestui camping e foarte mare. Les garçons organisent un camp au bord d'un lac. Băieții organizează o tabără pe malul unui lac. Nous sommes 20 sous cette tente. Suntem 20 în acest cort. En juin, nos parents achètent une caravane. În iunie, părinții noștri cumpără o rulotă. Regarde ce sac à dos. Privește acest rucsac. Prends ton sac de couchage. Ia-ți sacul de dormit. Avant les vacances, nous achetons 5 matelas pneumatiques. Înainte de vacanță, cumpărăm 5 saltele pneumatice. Voulez-vous faire du feu? Vreți să faceți focul? În propozițiile anterioare ați întâlnit câteva expresii noi cu verbul faire. Faire du camping. A sta în cort la camping. Faire du feu. A face focul. Ați întâlnit pentru prima oară și expresia au bord d'un lac. Pe malul unui lac. Putem spune de asemenea au bord du lac. Pe malul lacului. Au bord de la mer. Pe malul mării. Verificați dacă ați reținut bine noile cuvinte. Completați propozițiile următoare cu cuvintele care lipsesc. Azi cumpărăm rulotă. Aujourd'hui nous achetons. Aujourd'hui nous achetons une caravane. Această fermă e foarte modernă. Cette est très moderne. Cette ferme est très moderne. Paul stă deseori cu cortul în pădure. Paul fait souvent dans la forêt. Paul fait souvent du camping dans la forêt. Nu putem să facem focul în pădure. On ne peut pas dans la forêt. On ne peut pas faire du feu dans la forêt. Ce ai în acest rucsac? Qu'est-ce que tu as dans ce? Qu'est-ce que tu as dans ce sac à dos? Să instalăm corturile. Montons. Montons les tentes. Să facem tabăra pe malul acestui lac.
Faisons de ce lac. Faisons le camp au bord de ce lac. Să ne luăm sacii de dormit și saltelele pneumatice. Prenons et prenons les sacs de couchage et les matelas pneumatiques. Trebuie să umflăm saltelele. Il faut gonfler. Il faut gonfler les matelas. Se poate instala tabăra în câmp? Est-ce qu'on peut camper dans? Est-ce qu'on peut camper dans un champ? În propozițiile anterioare au apărut câteva cuvinte și expresii noi. Încercați să le rețineți. On peut. Putem, se poate. On ne peut pas. Nu putem, nu se poate. Il faut. Trebuie. Monter une tente. A monta, a instala cortul. Camper. A instala tabăra. Gonfler. A umfla. Traduceți următoarele propoziții în română. On ne peut pas camper dans le champ. Nu se poate instala tabăra în câmp. Il faut monter les tentes. Trebuie să ridicăm corturile. Pierre, gonfle mon matelas. Petre, umflăm salteaua. On peut faire du feu au bord d'un lac. Putem face focul pe malul unui lac. Ascultați cu atenție următoarele propoziții. A qui est ce sac à dos? Al cui e acest rucsac? Il est à moi. Este al meu. A qui sont ces tentes? Ale cui sunt aceste corturi? Elles sont à nous. Ele sunt ale noastre. A qui est ce terrain? Al cui e terenul acesta? Il est à Pierre. Il est à lui. E al lui Petre. E al lui. C'est à toi? E al tău? Non, ce n'est pas à moi. Nu, nu e al meu. Cette caravane est à Sophie. Elle est à elle. Această rulotă e a Sofiei. E a ei. C'est à vous cette voiture? E a voastră această mașină? Oui, elle est à nous. Da, e a noastră. Cette belle maison est à vos parents? Această casă frumoasă e a părinților voștri? Oui, elle est à eux. Da, e a lor. Ces robes sont à Marie et Anne? Aceste rochii sunt ale Mariei și ale Annei? Oui, elles sont à elle. Da, sunt ale lor. Completați propozițiile următoare cu forma accentuată a pronumelor personale. Mergem cu cortul împreună cu ei. Nous allons au camping avec. Nous allons au camping avec eux. Acest teren e al tău? C'est à ce terrain? C'est à toi ce terrain? Această rulotă e prea mare pentru mine. Pour cette caravane est trop grande. Pour moi, cette caravane est trop grande. Vino cu noi la ea. Viens chez, avec. Viens chez elle, avec nous. Ei vin cu noi în pădure.
Ils vont avec à la forêt. Ils vont avec nous à la forêt. E un cadou pentru ea. C'est un cadeau pour. C'est un cadeau pour elle. Asta nu e a mea. Ce n'est pas à. Ce n'est pas à moi. Acest cort e a Sofiei și a Mariei. Da, e a lor. Cette tente est à Sophie et à Marie? Oui, elle est à. Cette tente est à Sophie et à Marie? Oui, elle est à elle. Al cui e acest rucsac? Este al meu. À qui est ce sac à dos? À. À qui est ce sac à dos? À moi. Ale cui sunt aceste câmpii? Sunt ale lor. À qui sont ces champs? À. À qui sont ces champs? À eux. Pentru cine e acest sac de dormit? Pentru mine. Pour qui est ce sac de couchage? Pour. Pour qui est ce sac de couchage? Pour moi. La cine mergem în seara aceasta? La ei. Chez qui allons-nous ce soir? Chez. Chez qui allons-nous ce soir? Chez eux. Remarcați următoarele tipuri de întrebări. À qui? À cui? Pour qui? Pentru cine? Cui? Chez qui? La cine? Traduceți următoarele propoziții în română. Cette tente est pour vous. Acest cort este pentru voi. Allons-nous chez eux? Mergem la ei. Pouvez-vous venir chez moi? Puteți să veniți la mine. Est-ce que ce sac à dos est à toi? Acest rucsac e al tău? Oui, il est à moi. Da, e al meu. Je chante pour ma mère et pour ma grand-mère. Cânt pentru mama mea și bunica mea. Je chante souvent pour elle. Cânt deseori pentru ele. Și acum urmează ultimul exercițiu al primei părți a lecției 17. Traduceți propozițiile care urmează în limba franceză. Putem ridica cortul în pădure? Est-ce qu'on peut monter la tente dans la forêt? Să venim în tabără. Allons au camp. Al cui e acest câmp? À qui est ce champ? Prietena mea locuiește într-o mică fermă în Franța. Ma copine habite une petite ferme en France. Vara mergem adesea la plajă. En été, nous allons souvent à la plage. La sfârșit de săptămână, îmi place să plec cu cortul. Pendant le week-end, j'aime faire du camping. Umflați-ne saltelele. Gonflez nos matelas. Trebuie să cumpărăm o rulotă. Il faut acheter une caravane. Suntem pe malul mării. Nous sommes au bord de la mer. Prietenii noștri instalează un cort. Nos amis montent une tente. Să facem focul pe malul lacului. Faisons du feu au bord du lac. Rucsacul e al tău? C'est à toi ce sac à dos? Nu, rucsacul meu e la ei. Non, mon sac à dos est chez eux.
Mergi în tabără cu Sofia și cu Ana? Vas-tu au camp avec Sophie et Anne? Da, merg cu ele. Oui, je vais avec elles. Nu putem să instalăm corturile pe plajă. On ne peut pas camper sur la plage. Pentru cine e acest sac de dormit? Pour qui est ce sac de couchage? Pentru noi. Pour nous. Nu putem face focul pe acest teren. On ne peut pas faire du feu sur ce terrain. Cu cine mergi în pădure? Avec qui vas-tu à la forêt? Cu el. Avec lui. Al cui e cortul acesta mai mare? À qui est cette plus grande tente? Este al ei. Elle est à elle. Pentru mine o cafea și pentru tine? Pour moi un café et pour toi. Vino cu noi pe malul lacului. Viens avec nous au bord du lac. La cine jucăm cărți? Chez qui jouons-nous aux cartes? În seara asta, la voi. Ce soir, chez vous. Lecția 17, partea a doua. Familiarizați-vă cu noile expresii. Ascultați și repetați. En face de. În fața. À côté de. Alături de, lângă. Près de. Aproape de, lângă. Loin de. Departe de. Pas loin de. Nu departe de. À l'entrée de. La intrarea în. À la sortie de. La ieșirea din. Ici. Aici. Là-bas. Acolo. În continuare, am folosit noile expresii în propoziții, împreună cu cuvinte pe care le cunoașteți deja. Tu habites en face de chez moi. Tu locuiești vis-a-vis de mine. Ce garçon est toujours à côté de cette fille. Acest băiat e întotdeauna alături de această fată. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce faci aici? Son école est près de la gare. Școala lui e lângă gară. Tu travailles toujours là-bas? Tu lucrezi tot acolo? Il cherche un appartement pas loin de Paris. El caută un apartament nu departe de Paris. Nous avons un rendez-vous à l'entrée de l'hôtel. Avem o întâlnire la intrarea în hotel. Est-ce que ton bureau est loin de ta maison? Biroul tău e departe de casa ta. Cette femme cherche son mari à la sortie du cinéma. Această femeie își caută soțul la ieșirea din cinema. Verificați dacă ați reținut bine noile expresii. Completați propozițiile următoare. Apartamentul său e în față. Son appartement est. Son appartement est en face. Lângă tine. De toi. À côté de toi. Privește acolo. Regarde. Regarde là-bas. Sunt trist departe de tine. Je suis triste. Toi.
Je suis triste loin de toi. Sunt multe taxiuri la intrarea operei. Il y a beaucoup de taxis l'opéra. Il y a beaucoup de taxis à l'entrée de l'opéra. Instalăm corturile în apropierea lacului. Nous montons les tentes lac. Nous montons les tentes près du lac. Să facem focul aici. Faisons du feu. Faisons du feu ici. Unde locuiești? Nu departe de aici. Où habites-tu? Où habites-tu? Pas loin d'ici. Unde e Paul? La ieșirea din magazin. Où est Paul? Du magasin. Où est Paul? À la sortie du magasin. Și acum vom introduce un nou verb. Attendre. A aștepta. Ascultați propozițiile următoare în care am folosit noul verb. J'attends mon ami à la sortie de la gare. Îl aștept pe prietenul meu la ieșirea din gară. Tu m'attends? Mă aștepți? Il t'attend depuis une heure. El te așteaptă de o oră. Où m'attend-elle? Unde mă așteaptă ea? Pas loin d'ici. Nu departe de aici. Alors, nous vous attendons ce soir. Atunci vă așteptăm în seara asta. Attendez. Așteptați. Ils nous attendent là-bas. Ne așteaptă acolo. Elles attendent à côté de l'école. Ele așteaptă lângă școală. Rețineți. Ici. Aici. D'ici. De aici. Loin d'ici. Departe de aici. Pas loin d'ici. Nu departe de aici. Completați propozițiile următoare cu forma corespunzătoare a verbului attendre. Ce aștepți? Qu'est-ce que tu? Qu'est-ce que tu attends? Vă așteptăm pe malul lacului. Nous vous au bord du lac. Nous vous attendons au bord du lac. Aștept o fată frumoasă. Une belle fille. J'attends une belle fille. Nu putem aștepta aici prea mult. On ne peut pas ici trop longtemps. On ne peut pas attendre ici trop longtemps. Copilul își așteaptă ziua de naștere. L'enfant, son anniversaire. L'enfant attend son anniversaire. Așteptăm să vină ora mesei. Nous, l'heure du repas. Nous attendons l'heure du repas. Elevii așteaptă concursul. Les élèves, le concours. Les élèves attendent le concours. Ele ne așteaptă în pădure. Elles nous dans la forêt. Elles nous attendent dans la forêt. Să învățăm alte două verbe noi. Comprendre. A înțelege. Apprendre. A învăța. Acum, iată noile verbe în propoziții. Je te comprends très bien. Te înțeleg foarte bine. Tu ne me comprends pas du tout.
Nu mă înțelegi deloc. Il est très doué. Il comprend tout. El e foarte dotat. Înțelege tot. J'apprends le français avec plaisir. Învăț franceza cu plăcere. Est-ce que tu apprends aussi le français? Și tu înveți franceza? Il n'est pas doué. Il n'apprend rien. El nu e talentat, nu învață nimic. Nous apprenons le français, l'allemand et l'anglais. Noi învățăm franceza, germana și engleza. Apprenez quelque chose. Învățați ceva. Nous ne comprenons pas la peinture moderne. Nu înțelegem pictura modernă. Monsieur, vous me comprenez? Domnule, mă înțelegeți? Mes parents ne comprennent rien. Părinții mei nu înțeleg nimic. Ils apprennent à parler français. Ei învață să vorbească franceza. Elles apprennent à jouer du piano. Ele învață să cânte la pian. Vos parents comprennent tout. Părinții voștri înțeleg tot. Iar acum vom folosi verbele nou învățate. Completați următoarele propoziții cu forma corespunzătoare a verbelor. Paul învață să cânte. Paul a chanté. Paul apprend à chanter. Nu te înțeleg. Je ne te pas. Je ne te comprends pas. Să învățăm franceza. Le français. Apprenons le français. Tu înțelegi tot? Tu. Tout? Tu comprends tout? Ea nu înțelege niciodată nimic. Elle ne. Jamais rien. Elle ne comprend jamais rien. Ce înveți tu la școală? Qu'est-ce que tu. À ton école. Qu'est-ce que tu apprends à ton école? Părinți, înțelegeți-vă copiii. Parents. Vos enfants. Parents. Comprenez vos enfants. El vrea să învețe să joace șah. Il veut à jouer aux échecs. Il veut apprendre à jouer aux échecs. Observați propozițiile imperative care urmează. Fiți atenți la traducerea în limba română. Attends-moi. Așteaptă-mă. Regarde-toi. Privește-te. Comprends-moi. Înțelege-mă. Écoutez-le. Ascultați-l. Montrons-la. Să arătăm asta. Regardons-nous. Să ne privim. Madame, comprenez-le. Doamnă, înțelegeți-l. J'apprends le français. Apprends-le aussi. Învăț franceza, învață-o și tu. Regardez-vous. Priviți-vă. Attendons-les à la sortie du cinéma. Așteptați-i la ieșirea din cinema. Comprenez-nous, nous sommes jeunes. Înțelegeți-ne, suntem tineri. Completați propozițiile următoare cu pronumele personale corespunzătoare. Așteptați-ne lângă cafenea.
Attendez à côté du café. Attendez-nous à côté du café. Iată saltelele pneumatice. Umflați-le. Voilà les matelas pneumatiques. Gonflez. Voilà les matelas pneumatiques. Gonflez-les. Eu te înțeleg. Înțelege-mă și tu. Je te comprends. Comprends aussi. Je te comprends. Comprends-moi aussi. Să invităm la noi. Invitons. Chez nous. Invitons-les chez nous. Așteptați-o lângă opera. Attendez près de l'opéra. Attendez-la près de l'opéra. Copii, arătați-vă. Les enfants, montrez. Les enfants, montrez-vous. Petre, privește-te. Pierre, regarde. Pierre, regarde-toi. În încheiere, traduceți în franceză propozițiile următoare. Îmi plac plimbările în pădure. J'aime les promenades dans la forêt. Munca pe câmp e dificilă. Le travail au champ est difficile. În iunie, băiatul meu merge în tabără. En juin, mon fils va au camp. Nu putem să ne instalăm cu corturile pe plajă. On ne peut pas faire du camping à la plage. Putem să instalăm cortul aici? Pouvons-nous monter la tente ici? E a ta această rulotă mare? Elle est à toi cette grande caravane? Ale cui sunt aceste rucsace? À qui sont ces sacs à dos? Putem face focul pe malul lacului. On peut faire du feu au bord du lac. Trebuie să instalăm tabăra pe terenul campingului. Il faut camper sur le terrain de camping. Unde e ferma dumneavoastră, domnule? Où est votre ferme, monsieur? Lângă pădure. À côté de la forêt. Caut saltelele pneumatice. Trebuie să le umflăm. Je cherche les matelas pneumatiques. Il faut les gonfler. E al tău acest sac de dormit? C'est à toi ce sac de couchage? Ia-l în cort. Prends-le sous la tente. Unde locuiește Paul? În față. Où habite Paul? En face. Unde e băcănia? Où est l'épicerie? În fața bisericii. En face de l'église. Copilul tău e mereu alături de tine. Ton enfant est toujours près de toi. Unde îl aștepți? Aici. Où l'attends-tu? Ici. Studenții învață să vorbească franceza. Les étudiants apprennent à parler français. Mergi cu el? Nu, cu ea. Tu vas avec lui? Non, avec elle. Unde ne aștepți? La ei. Chez qui nous attends-tu? Chez eux. Acest film e prea complicat. Nu-l înțeleg. Ce film est trop compliqué. Je ne le comprends pas.
Ei așteaptă nu departe de aici. Ils attendent pas loin d'ici. Pentru cine e cadoul acesta? Pentru noi. Pour qui est ce cadeau? Pour nous. Așteaptă-i la ieșirea din muzeu. Attends-les à la sortie du musée. Terenul de camping e aici? Nu, acolo. Le terrain de camping est ici? Non, là-bas. Tu nu mă înțelegi. Înțelege-mă. Tu ne me comprends pas. Comprends-moi. Tu nu l-înțelegi. Înțelege-l. Tu ne le comprends pas. Comprends-le. Ea te așteaptă? Da, la intrarea în cafenea. Elle t'attend? Oui, à l'entrée du café. Noi învățăm franceza foarte repede și cu plăcere. Nous apprenons le français très vite et avec plaisir. Noi înțelegem tot. Nous comprenons tout. În încheiere, urmează un exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție. Ch. Champ. Sac de couchage. Che. E. Pneumatique. Feu. E. On peut. En. Tente. Champ. Camping. Attendre. Comprendre. Apprendre. Camper. Que. Lac. Sac de couchage. Camp. Camping. Caravane. À côté. À qui? S. En face. La sortie. Ici. Je. Plage. Sac de couchage. On. Monter. Gonfler.